Fetița de 13 ani se afla la bunicii din partea mamei, unde a și copilărit. Cu o seară în urmă, spun vecinii, s-a certat cu tatăl ei, iar la scurt timp un vecin a auzit o izbitură de sol și a văzut-o întinsă pe jos. Fetița a avut noroc, în cădere s-a izbit de pervazul din tabla unui balcon și a căzut pe pământ. Am auzit un strigăt și am uitat pe balcon și am văzut-o jos, căzut. Am sunat la 112. Bărbatul a sunat imediat la 112 și o ambulanță adusă de urgență la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Vecinii cred că fata s-ar fi aruncat de la etaj după ce ar fi aflat că părinții, care nu se mai înțelegeau de ceva timp, vor să divorțeze. Se cetă părinții între ei și ea s-a aruncat de la, baie. Nu știu dacă s-a aruncat, a zis că a căzut atâta, nu știu nimic. Pe unde a căzut? Nu știu, am găsit-o acolo, am văzut-o. Fata va rămâne destul de mult timp internată în spital după ce la primele investigații a reieșit că are un traumatism craniocerebral, o mână și o coastă rupte.